Împotriva așteptărilor, a fost lesne pentru raportor să ia legătura cu Lambert, conform misiunii încredințate de domnul doctor Glatchke. De fapt, abia acum, după un an de zile, îi se pare de mirare cât de firesc au mers lucrurile, aproape ca și cum Lambert s-ar fi așteptat la asta, căci după tot ce s-a și povestit aici despre el, ar trebui mai degrabă să considerăm că ar fi știut să se apere de orice indiscreție care i-ar fi tulburat singurătatea. Abia astăzi toate acestea îi devin clare raportorului. Pe vremea aceea era mult prea preocupat de neplăcuta lui misiune. Cum să ia nu numai legătura cu Lambert, dar pe deasupra să-l și tragă de limbă despre Dartez și, în afară de asta, să mai și întocmească în fiecare seară pentru domnul dr. Glacke un raport privitor la succesele dobândite în această activitate. Prin urmare, raportorul se dusese în vreo câteva după amieze în sala de lectură bibliotecii și anume intenționat întotdeauna abia cu vreo oră înainte de închidere. Se așezase apoi la o masă răsfoind cărți pe care fie că și le luase singur, fie că ceruse să-i se aducă și făcuse însemnări. În felul acesta avusese prilejul să se familiarizeze cu mediul și să observe obiceiurile salariaților. Pe de altă parte fusese recunoscut și el ca cititor obișnuit. Ciudat este însă că tema urmărită în lecturi și care nu era decât un pretext, începuse să-l captiveze pe raportor. Notele de subsol și indicațiile bibliografice din primele volume avuseseră drept rezultat faptul că fusese nevoit să ceară tot mai multe cărți. Lambert avea un birou foarte mic care se învecina cu sala de lectură, dar din bunăvoință, după amiază târziu, lua adesea locul custodelui. După cum a spus ulterior, ca acesta să poată ajunge la timp acasă. Are nevastă și copii și grădiniță, iar mie, mie totuna. Din cartoteci, Lambert știa pentru ce subiect anume pretexta raportorul că se interesează. Căci dacă era, cu plan, dacă era ca planul domnului dr. Glacche să reușească, Lucrurile trebuiau firește să arate ca și cum raportorul într-adevăr intenționa să scrie o lucrare cu caracter științific și că strângea material pentru ea. Inutil să amintim că Lambert era cunoscut acolo doar ca ajutorul de bibliotecar Ludwig Lempke. Evident, colegii lui habar n-aveau de pseudonimul de odinioară. Subiectul de care se preocupa raportorul la bibliotecă nu-i fusese însă în niciun caz impus de domnul dr. Glatschke. În această privință este inexactă afirmația făcută cu câteva fraze mai sus, când s-a spus că raportorul nu pretexta a se interesa de subiect decât din acest motiv dreptul natural, nu numai ca un concept de filozofia dreptului, ci ca influență actuală asupra practicii juridice și asupra deciziilor pe tărâmul politicii de stat și al drepturilor popoarelor, constituia unul dintre domeniile care îl interesau în mod deosebit pe raportor. În lucrarea lui de doctorat dezbătuse condițiile istorice care duseseră, în timpul naziștilor, la falsa popularizare și la abuzul în politica de forță al așa-zisului drept natural, ca de pildă sloganul simțul sănătos al poporului, în care premisele sănătos și popor erau fundamentate pe normele inatacabile ale dreptului natural. Nu era decât o teză de doctorat, și a vorbi despre ea după atâția ani și atâtea evenimente ar însemna să faci pe grozavul. Acum, însă, adică în timpul șederii sale, mai mult sau mai puțin involuntare, la biblioteca universitară, îl interesa iarăși o problemă istorică, și totuși foarte actuală, și anume evoluția semantică a conceptului de drept natural. De la conciliul din Trident, notă, a avut loc între 1545, 1547, 1551, 1552 și 1562, 1563. Notă încheiată. Până la ultimul, convocat de Ioan al 23 lea notă, a avut loc între 1962 1965, notă încheiată. Cu acest prilej, nu dai numai peste vechile întrebări la care este greu de răspuns, privitoare la libertatea individului în lăuntrul societății sau al unei instituții, ci întâlnești de îndată și problema controlului nașterilor și alte probleme asemănătoare dezbătute pe larg de presa cotidiană. Așa s-a făcut că raportorul. N-a cerut numai cărți pur juridice, ci și lucrări privitoare la dreptul canonic și scrieri cu caracter teologic. Asta pare să-l fi surprins pe Lambert. El obișnuia, în mai mare măsură decât este de așteptat, de la un ajutor de bibliotecar să-și facă o imagine despre cititorii din sala de lectură, în temeiul cărților solicitate și a cartotecilor ce le avea în față. Despre raportor a avut inițial o impresie falsă și, iarăși, lucru ciudat, tocmai această impresie falsă a dus la prima luare de contact. Când, după patru sau cinci seri, raportorul a, predat ultim, a plecat ultimul din sala de lectură și a predat cărțile și broșurile cu care lucrase, Lambert l-a întrebat, sunteți teolog? Nici gând, sunt jurist, Credeam asta din pricina conciliului din Trident. Atunci vă rog să mă iertați. Mă preocupă dreptul natural. Ce vă preocupă? Dreptul natural. Ce e asta? Scuzați-mă, vă rog. Habar n-aveam că există așa ceva. Bună seara! Aceasta a fusese prima discuție cu Lambert. Citind a doua zi dimineața raportul, domnul doctor Glatschke își frecase bucuros mâinile. Bine, foarte bine, Văd că progresezi." Pe domnul dr. Glatsche, nu-l interesa dreptul natural și conciliul din Trident, considera toate acestea drept un camuflaj abil pentru a găsi un punct de contact și le lăudase pe raportor pentru ideea lui. În seara următoare, iarăși când raportorul predase cărțile împrumutate, Lambert îl întrebase. Înseamnă oare drept natural să iei mâncarea de la gura cuiva?" Nu." Acesta este un concept de drept formal. Aha, de drept formal. Și ce înseamnă natural, dacă mi este îngăduit să întreb? Să știi asta, vreau să spun, din punct de vedere juridic. Raportorul n-a ce să-i răspundă. S-a scuzat replicând că ar fi o întrebare filozofică, nu juridică. Aha, o convenție, prin urmare. Mulțumesc. Bună seara! Raportorul se întorsese să în ca acasă. Așa cum avea obligația, reprodusese fidel scurtul dialog în raportul său către domnul doctor Glatschke, dar apoi se necăjise că a făcut-o. Ar fi putut găsi ușor alt ceva în loc, căci domnul doctor Glatschke se amuzase în legătură cu cele raportate. Natura o convenție? Știu că individul are curaj. Raportorul trebuise să se stăpânească pentru a nu-i da peste bot superiorului său. Totuși, tot din stupidul sentiment al datoriei, menționa și dialogul din seara următoare. Lambert îl întrebase, Răspundeți-mi, vă rog, sinuciderea este un drept natural?" Citind întrebarea, domnul doctor Glatschke râse. Vrea cumva individul să se sinucidă? Păi, în cazul ăsta, grăbește-te să scoți mai înainte ceva de la el, în legătură cu Dartez. Domnul doctor Glatschke îți făcea aproape milă n-avea niciun sens să te super pe el. Raportorului îi era rușine de fapt că nu ajunsese și singur la această întrebare. Cu o mică propozițiune, Lambert pătrunsese până în miezul problemei. La ce ar fi folosit să -i explice că, în unele țări, sinuciderea este considerată un delict și de aceea, din punct de vedere al dreptului formal, ar putea fi condamnată. Toate acestea erau însă numai pretexte ridicole și măsuri de prevedere ineficiente, de care nu ținea nimeni seamă nici măcar în țările respective. Și de astădată discuția fusese tot atât de scurtă ca în celelalte seri. Lambert se scuzase pentru întrebarea lui. Observase, desigur, că îl pusese în încurcătură pe raportor. Dar de astă dată lucrurile se petrecură altfel ca de obicei. Când raportorul se înapoie de la toaletă pentru a-și îmbrăca paltonul la garderobă, pe coridor îl aștepta Lambert. Să știți că v-am citit teza de doctorat, spuse el. Vă rog să-mi să iertați curiozitatea, dar vrei. dar vrei să cunoști într-o cu cine ai de-a face? Și, dacă nu mă înșel, doreați mult să-mi vorbiți. Era o remarcă atât de neașteptată, încât raportorul abia putu să-și ascundă mirarea. Oare m-am purtat atât de stângaci încât Lambert a observat?" se întrebă el. În raportul pentru domnul doctor Glatsche nu pomeni de această remarcă, deoarece șeful nu i-ar fi făcut decât reproșuri și și-ar fi dat importanță. Dar Lambert îi ușură situația raportorului și nu stărui deloc asupra remarcii sale. A, ah, da, lucrarea de doctorat. Nu pricep nimic din ea și nici nu mă interesează în mod deosebit. Nici conciliul și nici pretinsul iluminism, care nu e cu nimic mai bun decât desficarea teologică a firului în patru. Ce are a face asta cu așa numita natură pomenită de dumneavoastră? Sau cu mine, dacă vreți? Și la ce bun are natura nevoie de un drept pe care să îl acordați dumneavoastră cu generozitate? Și dacă, de pildă, sinuciderea este o parte din dreptul natural, mă refer firește la sinuciderea bine gândită, nu la cea întreprinsă din isterie sau proastă dispoziție. Dar cum se face atunci că a împiedica sinuciderea este la dumneavoastră o datorie juridică? Nu e un mod de a gândi într-o pretențios sau, să zicem, mult prea sigur de sine? Iertați-mă că mă exprim ca un profan dar acestea sunt lucruri la care al de noi am reflectat o jumătate din viață. E foarte frumos să născocești o lege sau o interdicție sau o morală, oricum vreți să o numiți. N-am nimic împotrivă, căci pune oarecare ordine, cel puțin deocamdată, și mă conformez și eu acestei situații. Dar nu e suficient totuși. Pentru al de noi, cel puțin nu nu e nimic altceva decât haina pe care o port pentru a nu bate la ochi și pentru a nu intra în conflict cu poliția și a nu-mi pune în joc dreptul la pensie. Da, și fiindcă nu merită să bați la ochi. Ce are a face asta cu natura, la ce-ți folosește dreptul natural când stai noaptea singur la fereastră și privești peste acoperișurile orașului ăstuia ridicol? Teza dumneavoastră de doctorat, mă rog, v-ați luat cu ea examenul și v-ați atins țelul. Scuzați-mă, vă rog, da, v-ați atins țelul, dar mai departe, care e țelul următor? Nu al dumneavoastră, nu mă refer la țelul imediat următor. Asta e o treabă care vă privește, ci în general. Căci, dacă așa numitul țel este atins, nu-i rămâne omului nimic alta de făcut decât să-și găsească unul nou cât mai repede cu putință, minter va fi doborât de acela pe care l-a atins. Vreau să spun că întreaga istorie ar trebui altfel circumscrisă din moment ce accept să vorbești despre natură. N-ar trebui început cu țelul care devine repede plicticos, ci cu întrebarea de ce n-au putut să ne omoare aceste blestemate de țeluri și de ce, în ciuda tuturor lucrurilor, nu ne-am omorât singuri. Acesta e dreptul dumneavoastră natural. Dar, desigur, e mai mult decât o teză de doctorat. E o viață. Iertați-mă totuși. Însă, mai bine să mergem să mâncăm. Așa s-a întâmplat, ca de la sine, că Lambert și raportorul au părăsit împreună biblioteca, au luat același tramvai până în Opernplatz și, de acolo, au mers pe jos până la restaurantul Milano din Rotofstrasse. Deși restaurantul nu era decât la câțiva pași de locuința sa, aflată în Ghioteștrase, Lambert nu mânca des la Milano, numai în împrejurări deosebite, cum zicea el. Am invitat aici o tânără doamnă pe care nu pot îndrăzni să o duc în cârciuma mea obișnuită. Altminter mă ocărăște că nu-mi port de grijă. Haide, poate că discuți cu ea despre dreptul natural. A studiat la universitate câteva semestre." tânăra doamnă era Edith Nazeman. Se și instalase la o masă și cerceta lista de bucate. Firește că, așa cum se întâmplă de obicei, în momentul prezentărilor, raportorul nu înțelesese numai decât numele. Erau toate acestea o întâmplare sau fusese răpuse la cale de Lambert. Acum face aproape impresia că Lambert dibuise încă din prima clipă rolul rușinos de copoi al raportorului. În această privință, el și Dartez erau de o uimitoare clarviziune, sau, mai exact spus, vigilență. De pildă, după aceea, raportorul a avut de numeroase ori prilejul să vadă cum Lambert, de îndată ce intra într-o încăpere, dădea în primul rând la o parte un tablou sau ridica o lampă pentru a controla dacă nu fusese instalat un microfon. Devenise o obișnuință. Raportorul îi spusese odată că nici n-ar exista atâtea microfoane. Lambert se scuzase și el apoi, dar adăugase. Întotdeauna trage cu urechea cineva. Mai bine să fii pregătit pentru una ca asta. Faptul amintit s-a întâmplat într-un târziu, când raportorul nu mai trebuia de mult să consemneze asemenea remarci pentru domnul doctor Glachke. Care n-ar fi tras din ele decât concluzia că există ceva de ascuns. Dar să ne întoarcem totuși la seara petrecută la restaurantul Milano. Edith Nazeman n-a mâncat acolo decât o salată de fructe, dar Lambert și raportorul au ales meniul zilei cu multe macaroane. Edith a povestit că, în seara precedentă, tatăl ei plecase înapoi în Berlinul Occidental pe calea aerului și, în general, la început s-a vorbit doar de lucruri care îi priveau pe ei doi și din care raportorul n-a priceput nimic. S-a vorbit și despre o mormântare și așa mai departe, și de un testament, iar Edith Nazeman a spus că tatăl ei ar fi cerut un termen de gândire. Nu știu de ce și pentru ce tata are îndoieli. Tânărul acesta e jurist, a zis Lambert. Poate-ți va da un sfat. N-am nevoie de niciun sfat, a zis Edith scuzându-se însă îndată. Să nu înțelegeți greșit, ci doar că e treaba tatălui meu și nu mă privește câtuși de puțin. Și abia atunci a devenit limpede pentru raportor cine era tânăra doamnă, căci Lambert i-a spus, știți, e fica lui Dartez. Așa. Și apoi, spre mirarea raportorului, Lambert a povestit că la Paris a fost ucis un bărbat cu numele de Dartez și că de aceea ar fi fost interogat tatăle Ditei. Ce legătură are tata cu asta? A întrebat Edith uimită. Asta trebuie să-l întreb pe tânărul domn aici de față. De aceea l-am adus. Edith l-a privit interrogativ pe raportor, care a băiguit ceva despre obișnuitele întrebări de rutină, neștiind cum să iasă din încurcătură. Lasă-l întâi să mănânce, fetițo. Pe drumul până aici ne-am întreținut despre sinucidere. Asemenea romantisme te fac să flămânzești. Uimitor era nu faptul că Lambert știa de asasinatul de la Paris, așa asta putea foarte bine să-i fi povestit d'Artez, dar că era cunoscut și presupunea cunoscut faptul că raportorul știa despre asasinat și despre interogatoriu. Această împrejurare nu putea să-și o explice în niciun fel. Totuși, Dartez nu îl zărise decât de departe pe raportor, când acesta ieșise, înainte de vreme, din camera de înregistrare și chiar și asta putea să fie o iluzie optică. Era de neconceput însă ca să-l fi descris atât de exact pe raportor, încât Lambert să-l recunoască de îndată. Pentru asta, scena fugitivă fusese totuși mult prea întâmplătoare. Și cum trebuia să-i relateze domnului doctor Glacke cele de mai sus în raportul zilnic, căci sub tăcere nu puteau fi trecute. Domnul doctor Glacche n-ar tăpărâ asupra raportorului numai din pricina greșerii lui de atunci, ci ar intra la bănuială că raportorul a continuat să fie lipsit de abilitate și nu și-a ținut gura. Și, desigur, i s-ar confirma presupunerea asupra existenței unei organizații secrete antistatale, care dispunea pe deasupra și de un serviciu de informații bine pus la punct. Exista oare vreun spion sau vreun loc permeabil în sânul autorităților? Într-adevăr, după cum se va mai vedea, domnul dr. Glacke a făcut în această direcție pași care ulterior l-au silit și pe raportor să ia o hotărâre. De altfel, n-au rămas multă vreme împreună la Milano. Edith a spus că se simte obosită, iar Lambert voia și el să se ducă acasă. Cei doi tineri l-au condus până la ușa casei, în gâteștrase. Nu erau decât vreo câțiva pași până acolo. Apoi raportorul o însoții pe Edit până la plați, unde fata voia să se urce într-un tramvai. Îl cunoașteți de mult pe unchiul Lambert?" a întrebat ea. Nu, de-abia de câteva zile. Ne-am cunoscut la bibliotecă. La drept vorbind, ne cunoaștem abia de azi. Și pe tata?" Pe tatăl dumneavoastră nu-l cunosc deloc. Edith vrut să întrebe ceva, dar renunța apoi își continuara așa drumul în tăcere și se întâmplă de la sine că... Trecură de stație, îndreptându-se spre centrul cărții din Frankfurt, unde Edith se opri în fața vitrinelor și le privi cu atenție. Cum puteți să vorbiți în prezența unchiului Lambert de sinucidere?" întrebă ea brusc și cu reproș. Nu eu am început, se apără raportorul și spuse că scrie o lucrare nu despre sinucidere, ci despre dreptul natural și că domnul Lemke s-ar fi interesat de ea datorită cărților solicitate. Ce fel de lucrare? Pentru examenul de funcționar superior, dar poate că o să iasă din asta și o lucrare de docență. Vreți să deveniți profesor? Ca să mărturisesc cinstit, nu știu exact încă nici eu însumi cât despre mine lucrez aici, spuse Edith și arătă spre centrul cărții. Nu de mult, abia de o jumătate de an. Înainte am studiat trei semestre sociologie și ce mai ține de asta. Unchiul Lambert mai ia mereu peste picior. Tu, sociologo, trebuie să știi, zice el. Toate astea sunt fleacuri. Și de ce ați? Asta e altă poveste. Poate că nu sunt bună de așa ceva. Dar, dumneavoastră, ce faceți între timp? Vreau să spun când o să știți ce vreți să deveniți. Deocamdată sunt referent la serviciul securității. N-avea niciun rost să-i ascundă acest lucru editei. E interesant? Nu, nu în mod deosebit. Numai cei care nu sunt de meserie cred așa. Nu-i decât rutină și hârțogăraie. Între noi fie spus uneori de-a dreptul stupid. Și acolo l-ați cunoscut pe tata? Nu, v-am spus. N-am avut onoarea să-l cunosc pe tatăl dumneavoastră. Și atunci, cum se face? Nici eu nu înțeleg. rămân între noi, căci, în fond, n-ar trebui să vorbesc deloc despre asta. Dar, fiindcă sunteți fiica. cunosc interogatoriul, e înregistrat pe bandă. De ce pe bandă? E numai o problemă de rutină. Ce stupiditate! Ce are tata de a face cu asasinatul acela de la Paris? Doar a fost aici, din pricina înmormântării bunicii. E numai o întâmplare, datorită numelui Dartez ni s-a cerut o informație. Cum am zis, doar rutină. Și un orb vede că tatăl dumneavoastră n-are nici în clin, nici în mânecă cu povestea asta, dar așa e poliția. Dacă îmi permiteți să o spun, cred că tatălui dumneavoastră îi face plăcere. Bineînțeles că îi face plăcere așa ceva. Tocmai asta i Unchiul lui Lambert însă nu-i trebuie, nu trebuie să-i mai vorbiți niciodată de sinucidere, căci soția lui și-a luat zilele mai merseră câțiva pași în direcția Z Zail. Edith se mai opri un scurt răstimp în fața unui magazin de îmbrăcăminte, apoi îi spuse raportorului că nu e nevoie să o însoțească. Totuși se întâmplă ca de la sine că mai rămăseseră împreună, fiindcă Edith vorbea despre Lambert, astfel că raportorul să nu mai săvârșească vreo greșeală. Așa se făcu că se așezară în continuare într-o cafenea mică și băură o ceașcă de cafea. E greu de presupus că Edith i-a povestit în prima seară raportorului tot ceea ce urmează în legătură cu Louis Lambert, căci ea a mai vorbit și despre alte lucruri, de pildă despre testamentul Nazeman, care a mai fost pomenit aici și despre împrejurarea că taică său vrea să-l recuze și, după părerea ei, trebuie în orice caz să-l recuze. În ceea ce mă privește, nu trebuie să-și facă griji, zise fata. Totuși, pe raportor, îl izbi din prima seară faptul că, atunci când vorbea de tatăl ei, spunea întotdeauna tăticu, în timp ce, atunci când se referea la maică sa, zicea întotdeauna, mama mea crede, mama mi-a povestit, pare să că era ceva cu totul neintenționat. N-am citit romanele unchiului Lambert, zise Edith, cred că a scris cinci, poate chiar șase. În nicio istorie a literaturii nu pomenește nimic despre el. Tăticul zice că nici nu trebuie citite. Sunt într-adevăr de proastă calitate, nu numai fiindcă unchiul Lambert spune așa. Dar firește nu poți discuta cum se cuvine cu el despre asta. E prea dureros. Și eu îl cunosc pe unchiul Lambert abia de doi sau trei ani, dar când îl vezi cum se arată acum, ți-ai putea închipui că tocmai el a scris cândva romane de proastă calitate. Unul se petrece la Paris, altul la Viena și al treilea la Varșovia, cred, sau la Veneția. Toate acum două sau 300 de ani. Trebuie să-i fi fost teribil de ușor. Citea o sumedenie de cărți de istorie și memorii și apoi se punea pe scris și însăi la o carte. În fiecare an câte una, se spune că revistele ilustrate se dădeau un vânt după ele. Era pe vremea nazismului, mi-a explicat tăticu. Pe atunci nu puteai să scrii cum voiai și n aveai voie să spui nimic din ce era adevărat. De aceea lumea citea romane istorice. Era neprimejdios, iar naziștii considerau asta literatură. Unchiul Lambert era chiar celebru și făcea parte din camera scriitorilor Raihului, cum îi spuneau pe atunci cu toate că soția lui era pe jumătate evreică sau poate numai pe un sfert de unde să știu eu vă povestesc și asta numai ca să fiți prevăzător când vorbiți cu unchiul Lambert trebuie să fiți foarte prevăzător Mă necăjesc adesea din pricina lui și aș vrea să-i spun părerea mea despre manechinul acela stupid și despre vorbăria lui neroadă, cum că trebuie să fim bucuroși că n avem trecut, dar apoi mi-e milă de el și îmi țin gura, dar e și ret și observă totuși. Poate că toate astea au legătură cu acest Louis Lambert, cu eroul lui Balzac, vreau să spun acest Louis. Lambert a nebunit așa că Hölderlin în turnul lui, așa că Hölderlin în turnul lui din Tübingen. Am fost odată acolo, într-o excursie, cu întreaga clasă. Sună tare romantic, vă rog să nu râdeți, căci nu sunt romantică. Totuși, reflectez la asta și încerc să-mi explic. Poate că unchiul Lambert se teme că va înnebuni dacă l-ar chema iarăși lui Lambert și de aceea preferă să nu vorbească despre asta și încearcă, în schimb, să ne joace absurditatea cu manechinul. Dar cu cine să discuți toate astea? Am senzația că nici tata nu discută cu plăcere despre acest lucru, deși se străduiește să o facă și îl pot întreba orice. Se observă, o să observați și dumneavoastră dacă veți rămâne cu noi. Trebuie să fiți prevăzător, da, foarte prevăzător. Mama e de părere că totul ar fi fost înșelătorie, căci atunci când unchiul Lambert s-a căsătorit cu soția lui, era interzis deja prin legile de la Nuremberg sau știu eu cum le spunea. Ci că ar fi luat-o de nevastă doar pentru banii ei, zice mama, și că partidul nazist ar fi închis ochii pentru ca banii să rămână în țară. Se pare că se întâmplau lucruri dintr-astea. Dar unchiul Lambert câștiga el însuși destui bani cu romanele lui. Avea chiar o casă proprie, în care Zelendorf sau. în Zellendorf sau altundeva, nu era o casă mare, cred, dar oricum. Americanii i-au confiscat -o odată cu ocupația de aceea unchiul Lambert s-a mutat la Wiesbaden, unde mai apoi soția lui s-a sinucis. Da, se pare că ar fi avut pe vremea aceea la Berlin chiar și un automobil propriu, deși nu-ți poți închipui una ca asta. Tata mi-a povestit că unchiul Lambert își ajuta, bineînțeles, pe atunci și familia. A pus să se repare vechea casă din Weiser Hirsch, i-a făcut acoperiș nou sau i-a schimbat încălzirea. Tatăl lui nu putea să-și permită așa ceva și unchiul Lambert și-ar fi întreținut la studii și pe una dintre surori. Prin urmare, trebuie să fi câștigat o grămadă de bani, dar nu asta era problema. Avea mai mulți bani decât tăticul, căruia pe atunci nu-i mergea deloc bine, fiindcă nu voia să ia bani de la familia Nazeman. Desigur, de aceea e atât de furioasă mama pe unchiul Lambert. Altfel nu -mi pot explica, deoarece, în mod cert, el nu i-a făcut vreodată ceva. N-am văzut niciodată vreo poză de-a soției sale." Fotografiile au rămas fără îndoială la Berlin și s-au pierdut acolo, iar apoi la Wiesbaden. Nu s-au mai fotografiat, dar nu există nici fotografii de ale tatii din vremea aceea, iar mama a trebuit ea însăși să părăsească totul când ne-am refugiat. Desigur că n-a păstrat nicio fotografie de a soției unchiului Lambert, căci nu putea să o sufere. O muiere isterică, a spus cândva, de aceea nici nu pot să discut cu ea despre asemenea lucruri. În general, când vorbesc de unchiul Lambert, îmi răspunde imediat. Nu e unchiul tău, de aceea mai bine mă las pe gubașă. Ce să-i faci? E furioasă pe el. Mama s-a născut la Kil. e fată de profesor, tatăl ei era biolog și se ocupa de genetica umană. A fost scos la pensie imediat după 1945. Acum e mort, iar eu nu l-am cunoscut. În ultima parte a vieții trebuie să fi fost foarte credincios. În camera lui de lucru, atârna pe perete, aproape din tavan până în podea, o cruce mare și groasă de lemn. Mama m-a luat cu ea când a plecat acolo pentru a desface gospodăria. Aveam doar vreo 10 sau 11 ani, ba, poate 13. Ne trebuiau mobilele, da, fiindcă nu izbutisem să ne facem iarăși rost de altele ca lumea. Ce s-a întâmplat cu crucea, nu știu. Ar fi fost oricum mult prea mare pentru locuința cei fusese repartizată la Allen, tatălui meu vitreg. Mama a vândut-o împreună cu cărțile și toate celelalte obiecte care nu ne trebuiau. Eram prea mică și nu pot judeca toate astea. Și apoi pe atunci nu-l cunoșteam deloc pe tăticul. Totuși mă mir, mă mir și de el, căci trebuie să fi fost doar în casa aceea bunicului meu și într-un fel nu i se potrivea câtuși de puțin. Mama, firește, s-a îndrăgostit de tăticul asta e limpede. Trebuie să fi fost încântător și vedea supra în uniformă de marinar. Doar mai arată bine și azi. Când merg pe stradă cu el, remarc cu ce ochi îl privesc femeile. Iar când mă văd apoi pe mine alături, își spun, ce-o fi vrând cu ca asta? Nu râdeți, dar așa stau lucrurile, vă rog să mă credeți. Dar amite ca bărbat tânăr, pe când își făcea stagiul militar la Kiel. Poate că tata a crezut și el că e îndrăgostit, căci nu avea acolo niciun fel de alte cunoștințe în afară de soldați dar n-ar fi trebuit niciodată să se căsătorească. Desigur, și mama își închipuise căsnicia cu totul altfel. Nu-i fac o vină dintre asta, vă rog să nu credeți așa ceva. De altminteri, cum să înțeleagă situația când nu plecase niciodată din chiel? Pe semne, se va fi gândit că lucrurile se vor aranja de la sine, fiindcă tata se trăgea din bogata familie Nazeman. De aceea a și fost atât de dezamăgită la Berlin, și n-a putut să se obișnuiască niciodată. Trebuie să fi fost tare nefericită în anii aceia. Căci tata nu dobândise notorietatea de azi, asta a venit încet, încet, și până una alta au locuit în două camere, am uitat în ce stradă. De aceea, mama îi ura pe toți prietenii și cunoscuții tatii, era de părere că ar avea o influență proastă asupra lui și că ar fi vinovați de situația lor, ca și cum tata ar fi putut fi influențat. Îți închipui doar asta, fiindcă nu se ceartă niciodată, pe urmă însă remarci că lucrurile au rămas ca și mai înainte. Dar poate că pe atunci mai era altfel. Eu nu venisem încă pe lume, da, acum îmi reamintesc când m-am născut eu, ședeau în Steinrückweg, unde locuiseră în toți anii precedenți. Trebuie să fi fost un fel de colonie de artiști unde actorii puteau plăti chirii modice. N-am fost niciodată acolo. M-au dus în altă parte, încă pe când eram micuță, de tot. Și ăsta e, desigur, un amănunt, cred. Erau totuși căsătoriți de patru sau cinci ani. Nu-ți poți imagina ca o femeie să nu fie fericită cu tata. Abia după ce îl veți cunoaște, vă veți da seama și dumneavoastră. Dar mama voia să aibă de îndată copii, iar tata nu voia. Voia mai întâi să ajungă cineva. Am discutat despre asta cu unchiul Lambert. Ar fi vrut mult să, aș fi vrut mult să aflu cum a fost, dar unchiul Lambert e nedrept față de mama. Nu trebuie să iei seama la ce spune. Și cum de atât de exact totul? Sigur că tata n-a vorbit cu el despre asta, nu-i stă în fire, iar unchiul Lambert locuia cu soția lui în Zellendorf. Nu se mai întâlneau chiar atât de des ca în vremea studenției. În afară de asta, și unchiul Lambert s-a schimbat între timp și vede lucrurile într-o lumină falsă. Da, e tare nedrept când aruncă toată vina asupra mamei. Odată a fost chiar atât de spurcat la gură, încât de furie am plecat, dar apoi i-a părut rău, mi-a spus. Ăsta e un truc vechi de când lumea. Torni repede un copil, omul e prins în cursă și nu mai poate să o șteargă. Bineînțeles că există femei care gândesc așa, dar mama... Până la urmă, bineînțeles că tata a cedat, dar era prea târziu. Când m-am născut, el fusese închis. Se afla la Spandau și era cât pe ci să fie executat. Mama a de îndată divorț. Pe atunci era simplu în asemenea cazuri. Naziștii aprobau imediat. Cum m-am născut abia după divorț, mai mai să nici nu mă numesc Nazeman. Tatăl meu vitreg ar fi putut să mă adopte, ar fi fost permis, dar un avocat oarecare, un prieten de-al lui tăticu, a protestat fără ca el să aibă habar. Tata nu știa nici măcar că între timp m-am născut. N-avea voie să primească vizite la vorbitor. Da, avocatul de care am pomenit a invocat nu știu ce temeiuri juridice. La asta vă pricepeți mai bine decât mine. Așa că mama n-a putut să facă nimic și cu toate cele întâmplate mă numesc Nazeman. Poate că mai târziu când situația s-a schimbat, i-a și convenit în ce mă privește, l-am cunoscut pe tata abia mult după terminarea războiului, pe când aveam 14 sau 15 ani. Da, da, eram în clasa a șasea de liceu. Firește, eram foarte mândră de tăticu, dar asta încă de mai înainte. Nu mă mai amintesc când mi-au spus că el e tatăl meu. Într-o bună zi, au fost nevoiți să-mi explice de ce nu mă cheamă la fel ca pe mama și ca pe frații mei vitregi. Și din cauza școlii, și așa, în general. Da, și prin ceilalți copii de la școală am aflat că tatăl meu era faimosul d'artez, care putea fi adesea văzut la televizor sau în reviste ilustrate. Noi nu aveam televizor, dar fetele celelalte îmi arătau la școală pozele. Mă simțeam firește foarte mândră. Era ceva neobișnuit, deși nu-l cunoșteam decât din ceea ce scria despre el în ziare. Acasă, bineînțeles, nu puteam lăsa să se remarce nimic din toate astea, e clar, dar mie mi se părea că sunt eu însă o persoană deosebită. Abia mai târziu am aflat că după sfârșitul războiului, tata trimisese tot timpul mamei bani pentru educația mea, chiar și pachetele care, notă, Cooperative for American Remittance to Europe societate de binefacere americană, notă încheiată. Primite în anii de foamete proveneau de la el. Acasă se spunea că ne sunt trimise de niște rude din străinătate, dar pe mine puțin mă privea că eram un copil, aveam abia vreo patru sau cinci ani. Multă vreme am crezut că toate le datoram tatălui meu vitreg, fiindcă mama îi dădea mereu zor cu asta. La început, tatălui meu vitreg îi mergea prost, nu mai voiau să-i dea post la școală din cauza că situația politică se schimbase, iar el fusese nazist și mama de asemenea. Nu-și primea leafa, nu primea decât un ajutor și trebuia să tre trăiască din meditații. Acum e iar profesor la liceu și le merge mai bine și leafa le-a fost plătită retroactiv. Mama nu s-a lăsat deloc și a izbutit. Nu credeți și dumneavoastră că mama ar fi trebuit să-mi povestească toate astea mult mai devreme? Dar poate că îi era penibil sau, poate, din cine știe ce stupide principii educative, a considerat că nu e cazul să o facă. Tăticul, de asemenea, ar fi putut să se îngrijească de mine mai din vreme. Vreau să spun de mine personal. Ce credeți? Ar fi avut dreptul să mă ia la el? Dar e adevărat ce să facă el cu un copil mic. De aceea a așteptat zece ani și mai bine. Și în privința asta, unchiul Lambert, e tare nedrept, căci de-îndată ce a fost iar liber, tăticul s-a interesat de mine prin Crucea Roșie și alte instituții. Așa a aflat repede că, la sfârșitul războiului, ne-am refugiat de la Poznan și că trăiam la Allen. Tăticul nu a corespondat niciodată direct cu mama, aș fi știut asta, ci printr-o relație oarecare sau printr-un avocat berlinez. A intrat în legătură cu bătrânul notar Gris Huber din Allen, și prin el mama primea lunar bani pentru mine. Unchiul Lambert susține că din banii trimiși trăia toată familia, dar asta e foarte nedrept din partea lui. Cum adică? Trebuia oare ca mie să -mi meargă mai bine decât micuților mei frați vitregi? Nu se putea. Și unchiul Lambert ar trebui să-și dea seama. În afară de asta, pe tăticu nici nu-l interesau banii. Puteți să remarcați și acum asta din acel testament nazeman. Câteodată mama trebuia să mă ia cu ea la bătrânul notar Gris Huber. La fiecare trei luni, cred, o fi fost vreo clauză sau cum s-o fi numind. Dar eu nu știam de ce mă ia. Mă gândeam că mama merge la cumpărături și trece doar întâmplător pe la notar cu mine. Bătrânul spunea și el întotdeauna doar A, iată pe micuța noastră edit! Și asta era tot. Mama primea un plic în care erau banii, după care plecam iar. Da, și la bătrânul notar l-am cunoscut în cele din urmă pe tăticu, când a sosit momentul. Nici nu vă puteți închipui cât de emoționant a fost. Desigur, totul fusese pus la cale în amănunt. Numai mie nu mi se dezvăluise nimic. Voiau ca totul să pară întâmplător. Mai târziu, când l-am întrebat de ce a fost nevoie de tot circulă la stupid cu secretul, tata mi-a spus râzând. Poate nu ți-aș fi plăcut și atunci am fi lăsat lucrurile să meargă ca și până atunci. Da, așa-i tăticu și se putea întâmpla să nu-i plac nici eu iar mie mi s-a dat să îmbrac o rochie nouă, m-a pieptănat chiar mama, chinuindu-mă rău și certându-mă tot timpul că n-am o ținută bună și că sunt destul de mare să am singură grijă de mine, adăugând că e o rușine ca ea să mai fie încă nevoită a supraveghea toate cele. Nu era ceva nou, asta o spun toate mamele, dar mă miram de agitația ei. Nici mie nu-mi convenea povestea asta, căci aveam de gând să fac altceva. Ca să zic așa, am fost împinsă pe ușa afară. Mama mi-a spus doar că notarul Gris Huber ținea să discute cu mine în legătură cu viitorul și cu profesia pe care voiam să mi-o aleg. Era furioasă și nu știam din ce pricină. În afară de asta eram de abia între șasea și mai era mult până la baca laureat. N-aveam nimic împotriva bătrânului notar. Îmi era chiar simpatic un domn bătrân, amabil, cu părul alb și atât de respectabil. Uneori îl întâlneam pe stradă și atunci își scotea pălăria și mă întreba cum îmi merge. Presupun că trebuia să mă controleze, iar într-un oraș atât de mic te întâlnești des. Notarul avea și o funcționară, o femeie bătrână pe care nu. Puteam să o sufăr, fiindcă făceam totdeauna pe prietenul Arăta ca o profesoară bătrână cu ochelari de modați, iar rochiile ei aveau un miros de stătut. Ce silă mi era când mă îmbrățișa și -mi mai și spunea cu glas miros. Ah, biata fetiță, cum îi mai merge micuței noastre? Și totuși trebuia, bineînțeles, să mă port frumos. De data asta avea chiar lacrimi în ochi când m-a introdus în birou. Iată și pe micuța noastră, Edit, i-a spus ea notarului, care știa doar că mă cheamă Edit. Ce tevatură stupidă! Acum îmi dau seama că așteptase cu nerăbdare o scenă emoționantă un tată și o fiică se întâlnesc pentru prima oară și își cad în brațe sau ceva de genul ăsta. Dar eu nu știam nimic. Știam doar că bătrânul notar voia iar să-mi vorbească, ceea ce era plicticos, fiindcă celelalte fete nu trebuiau să facă asta, dar nu dura niciodată mult. Altceva nu trecea prin minte, Babornița își închipuia că tânjisem tot timpul după tata, așa ca în romane, și că acum o să încep să bocesc. N-aș fi bocit nici din încăpățânare, mă dezobișnuisem de mult să o fac și apoi nu aveam nicio pricină să bocesc. Mă preocupa cu totul altceva. Purtam ciorapi de-ai mamei, fiindcă ai mei aveau toți fire duse. Ciorapii îmi erau cam mari și îndoisem la vârf ca să stea mai bine, dar mă apăsau în pantofi și, cu toate astea, făceau și cute. Asta mă necăjea. Și, șezând în fața bătrânului notar, încercam pe ascuns să mi trag bine, căci el nu putea să vadă din dărătul biroului. Dar ce credeți, cu a văzut. Tata vede totul. Ți se pare că nu e atent și nu aude nimic, dar remarcă totul. Remarcă și ceea ce tu însăți nu știi încă, dar afli deodată, deși n-a spus niciun cuvânt. Îmi vine să cred că asta o enerva pe mama și de aceea a divorțat de el. Unchiul Lambert nu prea înțelege cum trebuie toate astea și e mai bine să nu-l întrebați, ca să vă faceți o imagine greșită. E adevărat că și eu mă enervam la început când eram cu tata. Când ești cu el împreună, crezi că te iubește și că totul e bine. Și chiar îți și dă dovezi de dragoste. Totuși, când apoi te întorci acasă sau după ce l-ai condus la gară sau la aeroport, începi să ai tot felul de îndoieli prostești și ți se pare că ai visat doar sau că a făcut-o numai așa, într-o doară. Dar te obișnuiești cu felul lui de-a fi și nici nu voiam să vorbesc despre asta, ci despre ciorapii ăia nenorociți. La sfârșitul consiliului, sau cum vreți să-i spuneți, când ne-am ridicat de pe scaune, tata a întrebat Spuneți-mi, există la Allen vreun magazin unde se pot cumpăra ciorapi ca lumea? Asta e tipic pentru tata. Bineînțeles că eu m-am roșit toată. Mama s-a supărat rău când am venit acasă cu ciorap noi, cu patru perechi deodată ca și cum n-am fi putut să-i cumpărăm și noi singuri. Ce și închipuie taică tu? A început chiar să țipe, până când tatăl meu vitreg a liniștit-o iarăși. Dar a izbutit să o facă abia la spartul târgului. Mama se enervează adeseori și asta e din pricina a toate prin câte a trecut datorită refugiului și a tot ce a trebuit să părăsească. Și apoi, primii ani grei de la Allen, abia azi îmi dau seama că locuiam într-adevăr prost. Copil fiind găsește asta firesc. Mie nu mi se părea atât de tristă strada, dar mama îi spunea strada sinuciderii. Știți străzi cum se găsesc pretutindeni în, în micile orașe, mai ales la periferie. Case de cărămidă, una la fel cu alta, acum 50 de ani sau știu eu când, nimeni nu-și dădea prea mare o steneală. N-aveau decât un cat, iar deasupra o mansardă. Noi, cei trei copii, dormeam la mansardă. Era într-adevăr foarte strâmt. Da, și aici colo găseai câte o băcănie sau câte o lăptărie și un atelier de cizmărie. Pe distanță de un kilometru sau poate că mi se părea mie doar. Toată lumea se cunoștea. Mama arborea tot, întotdeauna o mutră furioasă când mergea de-a lungul străzii pentru ca vecinele să nu îi se adreseze dar firește femeile îi vorbeau totuși ce mai faceți? E vreme frumoasă azi și alte asemenea vorbe. Erau oameni simpli și apoi, trebuie să înțelegi, vorbeau alt dialect. Îi, făceau mereu, îi făcea mereu reproșuri tatălui meu vitreg. Îmi era și milă de el, căci noi copiii nu găseam chiar atât de rău totul. Și la urma urmei nu era vinovat că pierdusem războiul. Fiind de fapt un om pașnic, se temea rău de tot ca mama să nu se înfurie. Acum locuiesc în condiții mult mai bune și ar putea să fie mulțumiți, dar mama e o femeie nemulțumită, n-ai ce să-i faci. Da, încă de pe vremea când l-am cunoscut pe tata, locuiam acolo unde ei stă, stau și acum. Când bătrâna funcționară m-a dus în birou, nu știam că e tăticul. Bineînțeles, era fără mustața pe care și-o lipește întotdeauna pe scenă, dar probabil că tot l-aș fi recunoscut dacă l-aș fi privit bine. N-am făcut-o însă, am dat numai din cap spre colțul unde ședea și am luat loc la birou, în fața notarului. Credeam că e doar un alt client și că am fost primită între timp, deoarece cu mine nu dura. Mirosea a țigări de foi, dar acolo mirosea totdeauna a țigări de foi. La noi acasă nu se fuma, tatăl meu vitreg se dezobișnuise. Apoi bătrânul domn și-a dres glasul și mi-a zis... Da, draga mea, iată de ce te-am adus aici. Nu e zor chiar atât de mare, mai avem timp câțiva ani cu toate astea, putem sta o dată de vorbă despre asta. Ți-ai făcut planuri pentru viitor? Mă refer la ceea ce ai vrea să ajungi. Ce întrebare stupidă! Ca și cum era să-i spun bătrânului ce planuri aveam. Și acasă mă întrebau asta din când în când, iar eu le răspundeam. Vreau să studiez, Mă obișnuisem așa pentru că era cel mai simplu și pentru că se declarau mulțumiți cu asta. Și de aceea am răspuns la fel și atunci. A, să studiezi, a zis bătrânul notar și și-a adresat iar glasul. Ei, e frumos să studiezi. Și ce ai vrea să studiezi? Am privit spre babornița care stătea cu burta lipită de marginea biroului și se uita într-una la mine. Mă scotea din sărite și, ca să o scot și eu pe ea din sărite, am spus. Poate că nici n-am să studiez, poate că o să mă fac soră de caritate. Sau poate balerină. Asta mi-a scăpat într-o doară. Într-adevăr, uneori îmi închipuiam că vreau să mă fac balerină, dar numai când eram împreună cu alte fete. Acasă ar fi râs de mine și m-ar fi certat. Așa, balerină, a zis bătrânul domn și voia iar să-și dreagă glasul. Avea desigur ceva la bronhii din cauza că fuma țigări de foi. Dar deodată domnul din colțul de la fereastră, la care nu mă mai gândisem deloc, fiindcă n-aveam nimic de a face cu el, a zis, Dar, domnule doctor, despre asta nu se poate discuta când sunt și alții de față." Vedeți, așa-i tata, observă totul. După cum v-am mai spus, m-am întors spre el și ce credeți, și-a ridicat o sprânceană și mi-a făcut un semn." Babornița a fost atunci expediată afară. Notarul a făcut-o cu multă politețe. Am să te chem pe urmă, a zis bătrânul. Dar ea era furioasă fiindcă nu mai putea fi de față și făcea dincolo intenționat zgomot cu mașina de scris. Mă bucuram, dar n-am lăsat să se vadă căci voiam să mă port ca o cucoană, din pricina domnului din colț. Am simțit de îndată că e de partea mea, și de aceea nu trebuia să înghit orice de la cei doi bătrâni. Notarul și-a iar glasul, cred că era jenat și nu știa cum să iasă din încurcătură. Și-a încrețit fruntea și părea tare îngrijorat, deși toate astea nu-l priveau câtuși de puțin. Prin urmare, balerina, o meserie interesantă, într-adevăr, și cum mulți închipui ca ai să faci. Atunci am spus de-a dreptul, dacă domnul acela străin n-ar fi șezut în spatele meu, poate că n-aș fi făcut-o în niciun caz, dar așa, pur și simplu, mi-am dat drumul la gură. Am spus-o într-o doară, Gabriele Conradi, fata fabricantului, are poante, exersează în fața oglinzii, Zice că sunt poziții. Am încercat și eu. Bineînțeles, fiecare fetiță știe că aici, la Allen, nu poți să ajungi balerina. Trebuie să mergi la Stuttgart, la teatru. În clipa aceea eram eu însă speriată că mi-a scăpat vorba din gură. Ce tărăboi s-ar putea isca dacă care afla acasă. Bătrânul notar era și el tare încurcat. Nici măcar dresul glasului nu i ajuta. Nu știa cum să o scoată la capăt și privea spre domnul din spatele meu cerând parcă ajutor. Ei și deodată domnul acela m-a întrebat: „Îți place numele Edit?” Nu mă așteptam la asta. Bineînțeles că nu-mi plăcea numele, cu ei îi place numele său. Gabriele Conradi, prietena mea, își spunea mereu Gabriele, în timp ce țopăia în fața oglinzii și asta îmi impunea, iar faptul că mi-ar fi plăcut să mă cheme Marlene era un secret de-al meu. Am fost atât de uluită încât n-am reușit decât să clatin din cap. Și apoi am fost și mai uluită când a zis, cred că pe bunica ta o chema așa, sau chiar și pe străbunica. Iar când l-am privit, pentru că eram cam neliniștită, a făcut un gest cu mâna și mi-a spus N-avem încotro, dar pentru scenă putem firește să născocim alt nume. Închipuiți-vă ce speriată eram, fiindcă mă lua în serios, deși nu, eram decât, fleacuri, decât deși nu erau decât fleacuri de copil. După aceea, mama m-a descusut, a trebuit să-i povestesc totul, cât mai exact cu putință, fiecare cuvânt. Dar de povestea cu numele nu i-am pometint nimic, am preferat să o păstrez pentru mine. Și apoi domnul acela s-a ridicat și a zis, Ei, bine, să nu rostim vorbe mari, căci nu ne stă niciunui an fire, voiam doar să te cunosc în sfârșit. Bineînțeles, m-am ridicat și eu de pe scaun, pentru că domnul era mai în vârstă și îmi vorbea. Încă nu-mi trecuse prin cap că era tatăl meu. Și, mă rog, cum să-mi fi trecut prin cap? Știți ce credeam? Mi se făcuse deodată frică, gândindu-mă că cineva o fi trâncănit și că domnul acela o fi fost de la vreun teatru, un specialist care trebuia să mă vadă și să mă examineze, dacă am și eu aptitudini de balerină. M-am îngrozit rău de tot, căci nu știam cum să mă comport. Niciodată nu mă gândisem serios la asta, dar, ca de obicei, tata mi-a venit în ajutor. Când, din spatele biroului său, bătrânul notar și-a adres iarăși ceremonios glasul, tata a privit într-acolo cu sprâncenele ridicate și, văzându-l, mi-am înălțat și eu sprâncenele și l-am privit la fel pe notar. Întotdeauna ți se întâmplă așa cu tata, îl imiți întru totul, fără să te gândești mai dinainte. Lucrurile vin absolut de la sine. Și apoi a zis, da, și asta ți se întâmplă întotdeauna cu tata. Spune exact ceea ce gândești, însă nu puteți să-i dai glas și nu recunoști, fiindcă te temi să nu te faci de râs și fiindcă nu se cuvine. Dar dacă tata o spune, e ca de la sine înțeles și te simți parcă eliberată. I-a zis notarului Gris Huber, ne pare nespus de rău, domnule doctor, dar nici Edit, nici eu n-am repetat vreodată scena asta. Așa ceva necesită întâi exerciții îndelungate în fața oglinzii, așa ca Gabriele pe pantele ei până să descoperi ce mutră trebuie să faci în asemenea împrejurări și, mai cu seamă, cum să te porți cu un asemenea prilej. Căci, dacă nu jucăm bine scena, urmează numai dezamăgiri și, de bună seamă, ce crezi, Edith? Vătrâna doamnă de afară se și simte tare dezamăgită. Dar știți, Edith și cu mine, pur și simplu nu suntem în stare să ne jucăm rolurile așa cum se obișnuia cu o sută de ani în urmă și cum unora încă și azi le mai place să vadă în filme. Fiica regăsită și tatăl regăsit care își cad plângând cu suspine în brațe. Nu, asta ni se pare stupid. Nimeni nu se mai poartă astăzi așa. Ei, dar ce părere ai? Cred că lucrul cel mai bun ar fi să mergem, în primul rând, să cumpărăm ciorapi. Bineînțeles, dacă mai ai timp. Firește că aveam timp și am mulțumit bătrânului notar, ba chiar și bătrânei domnișoare din anticameră, i-am mulțumit, deși nu aveam de ce. Tăticul i-a trimis apoi o cutie de bomboane, cireșe cu coniac. M-a întrebat dacă i-or fi plăcând cireșe cu coniac. Apoi am cumpărat ciorapi. Mergeam cu el, de parcă dintotdeauna ar fi fost așa, nu vorbeam nimic deosebit, doar ceea ce se vorbește în deopște. Dar, bineînțeles, eram foarte mândră și speram să mă vadă cât mai multă lume cu tata pe stradă. Când s-a aflat pe urmă că era dartez, celelalte fete au început să mă invidieze, găsind că e ceva divin. A trebuit să le fac rost și de autografe de la tata. Prea multe, însă, nu puteam să le povestesc despre el, de aceea mă arătam indiferentă. Totuși, pentru mine, s-au schimbat lucrurile, adică pe tata nu l-am mai văzut până când am venit aici, la Frankfurt. Abia după ce mi-am dat bacalaureatul și înainte de începerea semestrului, am stat împreună cu el 14 zile în Berlinul Occidental. Tata mi-a scris, dar întreabă întâi pe maică-ta dacă-ți dă voie și dacă crede că e oportun. Mi-era tare teamă că avea să-mi interzică, dar de fapt nu putea și poate că totul și fusese pus la punct prin notar. Între timp, adică în cei doi ani până la terminarea școlii, îi scriam din când în când tatii, ba chiar destul de regulat. Îi arătam întotdeauna mamei scrisorile ca să nu-și închipuie că aveam secrete. Îi scriam numai lucruri obișnuite, despre școală și despre excursii și despre cărțile pe care le citeam și altele de soiul ăsta. Iar tata îmi răspundea și el întotdeauna foarte laconic, spunând că îmi mulțumește pentru scrisoare și că, din păcate, nu poate să vină la Alan, fiindcă trebuie să plecem în străinătate și altele asemănătoare, de parcă ne-am fi înțeles în privința asta. Da, și închipuiți-vă că nu-și încheia niciodată scrisorile cu tatăl tău sau tăticu, ci întotdeauna numai astfel, cu bine, dar tez. Eu găseam că e foarte normal așa, că cealt minter ar fi fost penibil, dar cred că mama se necăjea. Dar tata tocmai nu voia să am greutăți din pricina lui cu mama și cu restul familiei. Trebuia ca totul să rămână ca și până atunci. Era ușor de înțeles. Nu știu până în ziua de azi cum s-au rezolvat, din punct de vedere juridic, lucrurile. Vreau să spun divorțul și așa mai departe. Căci ceea ce fusese stabilit sub naziști, sigur că nu mai avea valabilitate. Bătrânul notar nu mi-a povestit nimic. Probabil că i-a interzis tata să o facă. Primeam și bani de buzunar, chiar dacă nu erau mulți, și îi primeam întotdeauna de la mama. În felul acesta puteam foarte bine să cred că sunt de la tatăl meu vitreg. Asta n-are nicio importanță. Unchiul Lambert n-are dreptate să spună vorbe urâte în privința asta numai pentru că tatăl meu vitreg a fost nazist. Sigur, n-a făcut niciodată nimic rău, E mult prea fricos, nu vreau să spun prea moale, mă înțelegeți. Și de altfel trebuiau să fie toți naziști, dacă voiau să ocupe un post, am citit doar asta. Tatăl meu Vitreg era tânăr profesor și dorea să se ducă în Polonia ocupată, aveau nevoie de profesori acolo, iar perspectivele erau mult mai bune pentru el. De aceea l-a și luat mama de bărbat, căci voia să plece din Berlin. Și, desigur, au trebuit să se hotărască repede, de aceea s-a recăsătorit în data după arestarea tatei. Și, mai ales că avea să-și nască în curând din ce să trăiască. Unchiul Lambert nu poate judeca toate astea cum se cuvine. Da, așa am ajuns la Poznan. Mama a făcut acolo imediat încă doi copii, al treilea s-a născut abia la Allen. Nu mai amintesc de Poznan deoarece am stat doar vreo trei ani acolo, iar eu eram prea mică. Numai de vremea refugiului îmi amintesc câte ceva, fiindcă era interesant. Prin urmare, nu-l puneți pe unchiul Lambert să vă povestească nimic. Mama n-a putut din capul locului să-l sufere și nici pe nevastă sa. Acasă nu pomenesc niciodată de el că iese scandal. La început, când l-am cunoscut aici la Frankfurt, prin tata, am omis să o fac. Mama zice, Ăla, să bage bine de seamă. Ce fățarnic! Face pe grozavul că el n-a participat la nimic, dar cu romanele lui siropoase a adunat bani cu ghiotura. Mai bine să nu vorbim despre asta nici cu unghiul Lambert, să nu o facem. Aveam, desigur, idei preconcepute împotriva lui, și apoi totul era atât de nou pentru mine. Dar acum, cred că, de fapt, Cred, de fapt, că unchiul Lambert însuși se rușinează că a scris-o asemenea romane, de aceea se și numește iarăși Lemche. Vă povestesc toate astea numai ca să fiți prevăzător. Știți ceva? Dar poate că și pe dumneavoastră va izbit lucrul acesta. Oamenii mai în vârstă nu vorbesc deloc despre toate prin câte au trecut, deși trebuie totuși să fi fost foarte interesant, iar noi am vrea tare mult să aflăm dar fac întotdeauna doar un gest cu mâna, ori râd, ori lasă să se creadă că n-ar fi fost nimic. M-am necăjit de multe ori din pricina asta, da, ca și cum nu ne-ar socoti destul de maturi. Dar nu despre asta e vorba. Cred că sunt foarte sensibili, mult mai sensibili decât noi și de aceea trebuie să fim precauți. Bineînțeles, nu mă refer la tata. Tata e puternic și a fost întotdeauna ca acum. Iar cu unchiul Lambert lucrurile stau așa abia de la moartea soției lui. Da, s-a sinucis și tocmai atunci când de fapt nu mai era nevoie. Mi-a povestit tata, la Wiesbaden, și nici măcar asta nu i-a reușit ca lumea, numai pe jumătate, cum zicea tăticul că căci era o femeie căreia totul îi ieșea în apoda. A luat somnifere, dar a fost găsită la timp și au făcut spălături stomacale. A murit, totuși, după aceea, de insuficiență cardiacă. Unchiul Lambert a stat tot timpul lângă ea și când unchiul a adormit o clipă, ea a murit. Trebuie să fi fost o femeie ciudată, nu, nu ciudată, ci stranie. Bineînțeles că l am întrebat pe tata cum era și cum arăta, dar nici măcar tata n-a putut să mi-o descrie exact. Poate că era drăguță, mi-a zis el. Da, sigur că era drăguță, căci dacă ar fi fost urâtă, m-ar fi izbit numai decât. Înaltă și zveltă și cu părul de culoare închisă. Îmi amintesc acum că avea la mijloc o, călar o cărare foarte spălăcită. Am dansat cu ea, așa am remarcat. Nu tenul și faptul că era palidă te făceau să dansezi fără plăcere cu femeia asta, dar parcă nu știai ce ții în brațe. Nici măcar nu-ți târnea milă, într-atât nu știai ce să te faci cu ea. Și apoi ochii, mari, căprui și cu toate astea spălăciți și întotdeauna întrebători. Era obositor. Te simțeai vinovat fără să știi de ce. De aceea mai bine te țineai la distanță. Tăticul i-a cunoscut și părinții. Tatăl ei era reprezentantul unei mari fabrici engleze de mașini, iar mama era englezoică, foarte distinși. După cum mi-a spus tata, mult mai distinși decât nazemanii din Dresda. Și mobilele vechi, mobile englezești, mai târziu, câteva din piesele de mobilier au ajuns în casa unchiului Lambert din Zellendorf, dar nu se potriveau acolo. Nimic nu se potrivea acolo, nici mobilele și nici soția, iar cu unghiul unchiul Lambert nu se potrivea în niciun caz. Dar se prefăceau că se potrivesc, asta era sinistru, cum mi-a spus tata. După cât se pare, numai soția nu știa că nu se potrivesc. Citea poezii. Pe tata nu-l prea interesau poeziile și nu știa ce fel de versuri erau. Mi-a spus că nici asta nu-i se potrivea bine, dar oricum, mai degrabă decât tot restul. Ea însăși era o femeie coborâtă parcă dintr-o poezie de modă veche, așa cum nu mai există. Dar ce putea să facă tata? Doar nu putea să-l să sfătuiască pe unchiul Lambert să renunțe. Nu se cade așa ceva. Unchiul Lambert i-ar fi povestit că s-a logodit și. L-a cărat la logotnica lui și la socrii. Totul era foarte elegant. Dar, cum spuneam, nu-ți venea să crezi, cum zice tata. Într-o bună zi, perechea a plecat în Anglia și au făcut nunta acolo cu flori de portocal și boabe de orez și tot restul. Tata trebuia să fie martor la cununie și să plece împreună cu ei, dar s-a scuzat sub un pretext oarecare. Fata m-a rugat aproape în genunchi să fiu martor, era foarte penibil, mi-a povestit tata. Susținea că dacă eu am să fiu martor, are să se simtă mai sigură și apoi totul are să meargă fără îndoială bine. Eram tare speriat căci nu vorbea doar ca să vorbească, credea într-adevăr așa, căci și înainte îl întrebase pe tata asemenea lucruri. Știa că la Logodnă, când nu o cunoștea deloc, l-a luat de parte și l-a implorat. M-am îngrozit, mi-a spus tata, și am privit pe furiș la unchiul Lambert. Ce părere avea el, oare, de toate astea? M-a apucat chiar de reverele jachetei. Sunteți doar prietenul lui, zicea ea, îl cunoașteți din tinerețe și mai bine decât mine. Nu trebuie să rostiți decât un cuvânt și mă retrag, desfac logorna. Nu vreau să-l nenorocesc. Ce poți face într-o asemenea împrejurare? Nu poți decât să o iei la fugă, mi-a spus tata. Era el însuși încă tânăr și nu știa că exista asemenea femei, căci voia să se sacrifice, asta era. Și dacă ar fi putut să se sacrifice, ar fi fost poate fericită. Dar nimeni nu voia ca ea să se sacrifice și să renunțe la tot, așa că nu-i reușea nimic decât pe jumătate. Nu te sacrifica niciodată, mi-a spus tata. E o metodă foarte greșită. În felul ăsta îl pui doar într-o situație proastă pe celălalt și toate ies anapoda. Dar asta mi-a spus-o abia mai târziu, cu un alt prilej. Căci la urma urmei și tata a făcut o căsătorie nepotrivită, acum îmi dau seama de acest lucru, dar bineînțeles nu prea poți să deschizi gura. Da, și mai târziu, când unchiul Lambert era căsătorit și și cumpărase casa din Zellendorf, părinții soției emigraseră de mult în Anglia din cauza naziștilor, și între timp au murit de sigur acolo. Mai târziu, lucrurile se pare că au mers la fel de prost, ba chiar mai prost. Tata nu-l mai vedea pe unchiul Lambert atât de des, și de cele mai multe ori îl întâlnea în oraș într-o cafenea când aveau să discute ceva. Mama nu putea să-i sufere pe unchiul Lambert și pe nevasta lui, încă și astăzi pretinde că făceau pe grozavi. Dar nici tata, în cel privește, nu se ducea cu plăcere la ei. Se simțea prost din pricina unchiului Lambert. Acesta nu trebuia să remarce că tatii îi se părea totul lugubru și că nu putea pricepe cum de rabda așa ceva. Îi cerea un efort prea mare lui tăticu. Totuși, unchiul Lambert răbda foarte bine, pentru el se vede treaba, era ceva de la sine înțeles. Trăia acolo, în afara orașului, împreună cu soția lui. Scria un roman după altul și câștiga de pe urma lor o groază de bani. Odată tata s-a dus la ei, dar unchiul Lambert nu venise încă acasă. Jupâneasa i-a deschis, da, pe semne că aveau chiar și o jupâneasă. Tata a străbătut salonul sau ce-o fi fost în aceea și a ieșit pe terasă când deodată, văzând-o pe gazdă, stând în grădină, s-a speriat. De altfel, acum îmi reamintesc că o chema Agnes. Stătea acolo jos, în grădină, lângă o tufă și mângâia florile. Erau albe de grădină, albe negre, da, chiar negre. De ce trebuie și florile să fie negre? Tata s-a speriat grozav de tare, deoarece, brusc, i-a trecut iar prin minte că a mai văzut imaginea asta. Într-un străvechi album de artă cu muchii aurite și foiță între file, un album care se mai afla acasă la Dresda, deși nimeni nu se mai uita la el. În el exista o ilustrație exact la fel, numai că nu erau în albe, ci stânjenei. Tata zice că simbolul cerea firește să fie stânjenei, dar femeia era exact la fel. Stătea în plin soare, avea o rochie albă și părul întunecat. Rupea câte o floare de aici, de acolo și în vremea asta mâneca îi se ridica, lăsând să se vadă brațul alb și avea, bineînțeles, un surs enigmatic. Poate că sub ilustrația aceea era scris chiar Agnes, căci pe vremuri se considera a fi ceva spiritual. Sau poate scria și vreo stupiditate simbolică, femeia fără umbră, orice ceva de genul ăsta. Sau cum să poți trăi numai cu un simbol, zice tata. Totuși, altfel, Lambert era un tipisteț, fapt dovedit de succesul cărților sale. Dacă cel puțin ar fi fost bolnav, nevastă sa ar fi putut să se învârtească în jurul lui și probabil că nu s-ar fi sinucis. Asta s-a întâmplat mult mai târziu la Wiesbaden. Nici tata nu știe de ce s-a mutat unchiul Lambert tocmai la Wiesbaden, când a trebuit să plece de la Berlin din pricina bombardamentelor și a ocupației. Mie îmi place Wiesbadenul tatei, însă nu. Firește că a dat reprezentații acolo, la pavilionul mic sau la cazinou. Zice că se învârtesc atâtea doamne bătrâne pe Wilhelmstrasse, văduve de generali, încât îl cuprinde spaima, fiindcă n-a știut niciodată că Există atât de mulți generali și de aceea încălzirea în oraș s-ar ridica la 60 de grade. Unchiul Lambert locuia acolo cu soția lui într-o pensiune. Tata nu știe ce a făcut la Visbad în timp de un an sau cât o fi durat și dacă mai voia să scrie vreun roman dintre acelea, nu știe absolut nimic despre perioada amintită, trebuia mai întâi să-și regăsească el însuși drumul. Eu i-am spus că poate unchiul Lambert a încercat acolo la Wiesbaden să mai scrie o carte exact ca acelea dinainte și n-a izbutit. Iar dacă soția lui era așa cum o descrie tata, atunci a remarcat că unchiul Lambert nu izbutește să scrie și de aceea a luat somnifere, fiindcă nu voia să poarte ea vina. Tata m-a ascultat în timp ce vorbeam, apoi mi-a spus, se cunoaște că ai studiat. M-am simțit foarte jignită, căci la urma urmelor e îngăduit să întrebi. Tata însă zicea că ăsta e un roman care nu trebuia să fie scris niciodată și dacă spune așa, poți să te dai peste cap și tot nu afli de la el ce gândește. Cel mult te poate lua peste picior sau schimbă vorba. În privința asta e foarte abil. Pe mine, de pildă, m-a întrebat ce s-a întâmplat cu soția adevăratului lui Slambert. Nu i se poate găsi nici măcar piatra de mormânt. Și adevărat, am căutat asta în balzac, se știe numai că se îngrija de bărbatul ei bolnav, dar ce s-a întâmplat cu ea după moartea lui nu se povestește. Așa e întotdeauna. Brusc, soția nu mai prezintă interes. Nu găsiți și dumneavoastră că e un lucru foarte nedrept? Totuși, ea are amintiri și tocmai pe astea grozav ai vrea să le cunoști. Dar nu, ca și cum femeia aceasta n-ar fi existat niciodată. Tata a primit vești de la unchiul Lambert când soția lui era moartă de mult, iar el lucra la Frankfurt ca bibliotecar. Ca expeditor era marcat cu o ștampilă pe spatele plicului Ludwig Lembke, iar adresa era cea din Götterstrasse. Asta l-a izbit pe tata numai decât căci pe vremuri unchiul Lambert avea plicuri tipărite cu numele lui Lambert. După asta și-a dat seama că se schimbase ceva. Cu primul prilej a plecat cu avionul la Frankfurt și l-a vizitat pe unchiul Lambert. De atunci, cred, sunt în aceleași relații ca și azi. Firește, eu nu pot să judec toate astea, căci pe vremea aceea eram încă un copil și locuiam la Allen, dar nu m-ar mira dacă cei doi n-ar fi discutat nici între ei vreodată despre trecut și timpurile de odinioară. Procedează așa de parcă pentru ei toate astea s-ar fi încheiat. Da, și odată tata mi-a mai spus. ăsta e romanul unui nume fals, cel mai groaznic lucru cu putință. Tu să rămâi numai la edit, chiar dacă crezi că există și nume mai frumoase. Da, și îmi mai amintesc încă ceva, dar nu să mă credeți când am să vă povestesc. Nu cred nici eu un de fapt și am socotit că i doar așa, un fel de a vorbi, fiindcă tata voia să spună un lucru bun despre unchiul Lambert dar, după cât se pare, o spune cu adevărat. La tata nu pot să știi niciodată exact din cotro bate vântul. Într-o zi mi-a zis, eu sunt descoperirea lui Lambert. Închipuiți-vă, ideile multor pantomime pe care le joacă tata provin efectiv de la unchiul Lambert. Și pe vremuri, dar acum cu atât mai mult, Unchiul Lambert născocește desigur totul peste noapte, când se află singur cu manechinul și apoi discută amândoi propunerea. Așa stau lucrurile. Am fost odată de față când au discutat ceva de genul ăsta, ceea ce m-a mirat foarte tare, că ce mi-închipuisem întotdeauna că tata și le născocește singur. Deși mama susținea întotdeauna că unchiul Lambert l-ar fi stricat pe tata după expresia ei. Tai că tu însuși, zice ea, n-are destulă fantezie. El nu pare decât să, nu poate decât să interpreteze ideile unchiului Lambert. Da, îți vine greu să o crezi. Și atunci, de ce nu știe nimeni nimic despre asta? Ar fi trebuit să scrie pe programul de teatru, după o idee a lui lui Lambert, sau ceva asemănător, Există și interviuri de ale tatii, dar niciodată n-a pomenit nimic despre asta și sigur că ar fi făcut-o fiindcă nu vrea să se împăuneze cu pene străine și nici nu are nevoie de asta, nu-i așa? Tata zice că unchiul Lambert i-ar fi interzis odată pentru totdeauna și că el ar fi fost nevoit să-i făgăduiască că nu va da nimic pe față. Odinioară, în vremea naziștilor, unchiul Lambert nu voia poate pentru a nu dăuna cărților și soției sale. E un lucru de înțeles. Dar pe atunci tata nici măcar nu era faimosul d'Artez. Astăzi, totuși, când soția unchiului Lambert a murit, iar împrejurările politice sunt cu totul altele, numele lui ar putea fi foarte bine menționat. Dar unchiul Lambert tot n-a vrut să o îngăduie. Sunt capodopera lui, zice tata, și de aceea nu vrea, ca și cum asta ar putea fi o explicație. Capodovera lui, da, și nu trebuie să se afle, căci altfel n-are succes.